Dragii mei, avem un invitat special alături de noi. Se numește Ionuț Florea, bineînțeles alături de impresarul Gicu, impresarul, că așa știe toată lumea. Eu vă spun bine ați revenit. Să rămână doamna Cornelia și țin să vă mulțumesc personal pentru invitație. Sunt prezent aici la dumneavoastră în emisiune datorită lui Ionuț Florea, pentru că vreau să-l promovez, cum am făcut-o și cu ceilalți soliștei mei, să facem o figură frumoasă pentru tot publicul din România, pentru că Ionuț este un solist foarte bun, cântă toate genurile muzicale. Pot să spun că e solistul momentului. În dreapta mea aici îl am prezent pe Laur Chebor de la Bobești, un instrumentist de mare excepție. Nu o spun eu, le cunoaște toată lumea care știe virtuozitatea acestui instrumentist, care la ora actuală e printre cei mai buni. Am venit cu două piese care sper să vă placă și ce să mai vorbim, să lăsăm pe Ionuț să-și facă talentul. Sunt convinsă că ai făcut o alegere bună, pentru că eu l-am ascultat pe Ionuț și îmi place foarte mult vocea lui. Întotdeauna ai făcut niște alegeri bune și chiar, într-adevăr, ai ridicat foarte mulți soliști, i-ai adus aici la emisiune, i-ai dus la evenimente, chiar și pe mine m-ai chemat la câteva evenimente și m-am simțit foarte bine alături de tine și țin să-ți mulțumesc pe această cale. Și eu v-am mulțumit întotdeauna pentru prezență, oriunde v-am chemat. Preună cu echipa dumneavoastră ați făcut show-uri unde lumea a dansat, s-au simțit bine. A fost totul ca la Cornelia, șefa. Mulțumesc frumos! Ionuț, îmi place cum cânti. Îți doresc mult, mult succes în continuare. Să rămână, vă mulțumesc foarte mult și vom fi prezenți ca de fiecare dată când dumneavoastră organizați aceste frumuseți. O să fim alături de dumneavoastră din orice punct de vedere, cu toată stima și respectul nostru. Și eu cu mare plăcere vă aștept, vă mulțumesc din suflet și haideți să îl ascultăm pe Ionuț!